consilierii locali ai Partidului Democrat Liberal au convocat pentru luni la amiază o ședință extraordinară a Consiliului Local Suceava pentru deblocarea finanțării activităților sportive din municipiu. Ședința a fost convocată după ce săptămâna trecută proiectul privind alocarea banilor pentru cultură și sport a fost respins prin votul negativ al consilierilor PNL. Liberalii au fost atunci nemulțumiți de modul în care au fost împărțiți banii pentru sport. PNL ar fi dorit să scadă suma alocată handbalului și să suplimenteze banii pentru fotbal. La ședința de luni s-au prezentat doar 9 consilieri PDL. Ședința nu a mai avut loc pentru că nu a fost întrunit cvorumul necesar. Consilierii democrat-liberali au făcut apel la colegilor de la USL să deblocheze finanțarea sportului. Din nefericire, acest lucru eu nu l-am mai pățit de 6 ani de zile de când sunt consilier local, ca un anumit grup, în speță USL-ul, să nu vină la o ședință pentru că nu pot să stringă majoritatea și un cvorum pentru a vota așa cum doresc ei. Nu sunt deschiși la dialog și, din păcate, sportul sucevean, că vorbim de fotbal, handbal sau celelalte ramuri sportive, au de suferit. Vom mai convoca ședințe de câte ori vom putea, dar trebuie să găsim sprijin din partea celorlalți consilieri locali. Atitudinea lor, lipsa viceprimarilor de această ședință, care sunt și consilieri locali, este de neînțeles și este regretabilă. Am încercat să avem o discuție în Comisia de Sport astăzi. Nu am reușit să vorbesc, în mod normal, domnul Bornic ar fi trebuit să convoace ședința Comisiei de Sport. Nu este. De asemenea, poate că există instituții ale statului care să se autosesizeze cu privire la ce s-a întâmplat în ultima perioadă la echipa de handbal. Eu am toate, să spunem, temerile să cred că problemele de la echipa de handbal nu sunt întâmplătoare. Și mă gândesc că așa cum evoluează lucrurile, ar putea fi vorba despre interese pentru desfințarea echipei de handbal și a handbalului în Suceava. Primarul Ion Lungu a anunțat că va negocia personal cu toate grupurile politice din Consiliul Local pentru a se ajunge la o variantă acceptată de toată lumea. O să am discuții cu fiecare grup de consilieri, în parte PSD, PNL, PDL, PPDD, în așa fel încât să găsim o soluție cât mai urgentă și voi convoca eu o ședință de Consiliul Local, pentru că altfel se pare că sunt orgolii dacă convoacă celălalt grup de consilieri, ceilalți nu vin la ședință. La ședință a fost prezent și antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava, Răzvan Bernicu. Acesta le-a atras atenția consilierilor locali că sportul nu are culoare politică și le-a cerut să deblocheze finanțarea clubului de handbal, mai ales că în acest an clubul are o misiune dificilă, salvarea de la retrogradare. Trebuie să înțelegem cu toții, este un moment greu. Vorbesc din punctul nostru de vedere al handbalului, al clubului nostru, care de la începutul anului competițional, din septembrie, am trecut prin momente grele. Odată cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local, eu zic că ne-am revenit cât de cât în noiembrie-decembrie, însă, din nou, este nevoie de toată lumea și trebuie să înțeleagă toți consilierii, pentru că noi nu avem nicio culoare politică. Noi vrem doar să menținem handbalul în viața Suceava și de ce nu să-l readucem acolo unde este locul. Următoarea ședință de Consiliul Local ar putea avea loc în data de 13 martie.